Salut, salut și bine v-am găsit oameni bun, la un nou episod și astăzi vă voi prezenta setul LEGO Star Wars Battle Pack-ul cu clonele a și mă bucur foarte mult că am reușit să fac roz de setul acesta. Este unul dintre seturile pe care le-ați văzut în acel videoclip nebun cu holul meu insane cu o grămadă de seturi LEGO. Dacă nu ați văzut videoclipul ăla aveți un link chiar aici sus, aici sus cu videoclipul acela și este un video absolut genial, dar haideți să deschidem cutia și să vedem exact ce conține setul acesta. Voi folosi această secțiune pentru a desface cutia și hai să vărsăm conținutul aici. Bineînțeles, este un set micuț, nu o să avem multe piese de văzut. Și înăuntru avem uh, manualul de instrucțiuni care arată oribil, uh, dar nu știu dacă contează chiar atât de mult, deși cele vechi arătau mult mai bine și ar fi fost tare să să nu schimbi design-ul. Aici avem seturile acestea trei, destul de controversate, dar care mie îmi plac chiar foarte mult. Nu sunt realiste deloc, nu au nicio legătură cu filmele și așa, dar... Arată bine, sunt niște jucării bune și sunt o modalitate foarte ieftină de a pune mâna pe niște minifigurine foarte ca lumea, în special Darth Vader sau Boba Fett. Clona e cam generică, dar aceste două figurine sunt super tari. Avem mai multe seturi aici și piesele la final. Avem acest pachet cu toate accesoriile pentru clone în culoarea portocalie, o pungă cu piese mai mici. Aici avem pe băieții noștri, deja se văd căștile, la care ne vom uita imediat în detaliu. Haideți să construim setul și să vedem exact cum arată minifigurinele și construcția. Și iată setul nostru. Acum, ca fapt divers, această parte a videoclipului este filmată la cam două săptămâni după ce am deschis cutia, pentru că nu am avut timp să filmez tot atunci, dar nu este problemă. Acesta este setul nostru, cele patru minifigurine și această construcție la care ne vom uita prima dată, așa că haideți să îndepărtăm minifigurinele noastre, să îndepărtăm și această mică, de fapt haideți să ne uităm la ea, avem acest mic tun care folosește un stud shooter, sunt doar câteva piese aici, dar își face treaba și avem acest Swamp Trooper care, după părerea mea, este una dintre cele mai bune construcții pe care le-am văzut în battle pe uri de-a lungul timpului. Nu știu de ce, dar îmi place foarte mult design, îmi place foarte mult cum arată, îmi plac culorile. Este o construcție simplă, nimic ieșit din comun, însă mi se pare că își face treaba foarte bine și este o construcție care are logică. Adică dacă îți, mai dacă îți, cumperi mai multe battle pe uri atunci o să ai mai multe swamp speedere din acestea și are sens să ai o flotă întreagă de swamp speedere. Spre exemplu, dacă am avea o construcție, gen o, un post din acela de comandă, cum am mai văzut în alte battle, pe care atunci nu prea are logică să ai foarte multe din acelea, însă să ai 10 astfel de vehicule, să zicem, are sens dacă vrei să faci army building. Și uh, construcția poate să țină, uh, bineînțeles, uh, două minifigurine. O să iau minifigurina aceasta, pentru că nu are jetpack și... Uh, pot să o pun mai ușor, trebuie să dai jet pe cu jos de pe minifigurine ca să o pui acolo. Minifigurinele stau foarte frumos, una în stânga, una în dreapta și cam asta este tot. Nu avem nimic, uh, nicio sugestie de uh, volan sau de altă modalitate de a controla acest vehicul, poate asta ar fi trebuit să mai fie adăugat. Dar așa cum este, este o construcție bună și avem două stat shootere, care e puțin ciudat că nu pot să tragă direct în față, dar mi se pare că este o construcție chiar bună și mă bucur că a fost inclusă. Și prima minifigurină la care ne uităm este Clone Captain Vaughn, Vaughn, v a u g -h -n -a se scrie. Încă nu am ajuns la acea parte din Clone Wars în care apar minifigurinile acestea, deci nu știu exact care e treaba cu acest personaj, dar vă rog foarte frumos să nu îmi dați spoilere legate de acest serial, pentru că chiar vreau foarte mult să îl termin, și să mă uit la el pentru că este foarte nostalgic pentru mine Și mă uitam pe vremuri când arăta pe Cartoon Network Deși nu am văzut niciodată toate episoadele și ultimele sezoane Astea noi clar nu le-am văzut Aceasta este minifigurina, este singura care are un accesoriu Deși odată cu setul avem toate accesoriile necesare Deci nimeni nu te oprește din a pune accesorii și la celelalte minifigurine Minifigurina este identică cu celelalte, cu o singură excepție, avem această, aceste cuson acolo pe piept, în rest minifigurinele arată la fel, așa arată din față, avem printurile astea speciale care reprezintă culorile pe care le vedem și pe fruntea asocăi, așa și de la spate, de la spate printurile sunt diferite de fapt, deci avem o diferență acolo. Nu știu exact ce ar trebui să reprezinte acea secțiune, dar printurile sunt puțin diferite. Și de desubt este fața de clonă. Toate minifigurinele au același cap pentru că sunt clone și are perfectă logică. Iar după aceea toate minifigurinele sunt identice, doar că două dintre ele au jetpack-uri și așa arată ea de la spate, deși v-am arătat-o mai devreme. Și, oameni buni, aceasta a fost prezentarea mea a acestui set, nimic și din comun, un video destul de scurt, dar uh, setul este de asemenea și unul foarte mic. Este un set foarte bun, un battle pack foarte bun, după părerea mea, battle pack-ul ăsta și cel cu clone 5 of First, cel mai recent, sunt două seturi uh, foarte bune și mă bucur că uh, battle pack-urile devin din ce în ce mai bune de la an la an, pentru că am avut o perioadă cu niște battle pack foarte proaste în care aveam minifigurine care nu erau massable, ca să zic așa, adică nu avea sens să ai 100 de minifigurine din acelea, erau tot felul de comandanți sau am avut un battle pack cu Jedi, deci seturile acelea nu au fost excepționale, dar battle pack-urile recente sunt foarte bune și mă bucur că avem un pas bun în această direcție. Ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut, nu uitați de like, nu uitați de abonare și ne auzim la următorul video, la revedere!